cu să te ții. Mesaje de la toți cunoscătorii. Untură de rață, usturoi la gulaș. Niciodată. De ce ai pus untură de rață și usturoi la gulaș? Apoi, da-l dracu, na. Dacă ai poftă de un gulaș de pasăre, rapid și foarte, foarte gustos, atunci ai nimerit unde trebuie. Preparatul ăsta te va unge pe suflet. Și dacă mai pui lângă și o murătură, s-a terminat cu șmecheria. Cum reiese și din titlu, gulaș de curcan cu cartofi. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar aici jos. Asta fiind spus, eu zic să nu mă arde mai urea și să dăm drumul la treabă. Legumele, să scăpăm de ele, avem ceva de tocat. Începem frumușel cu un morcov mai măricel, l-am curățat foarte bine înainte, o să-l tai pe jumătate, după care fâșiuțe potrivite, după care cubulețe micuțe așa. Bineînțeles, îl puteți da și prin răzătoare dacă vreți, dar mie îmi place să dau de el în preparat, să fie mai așa, mai crocanțel. Bine, nu o să rămână el crocant niciodată la cât o să fiarbă. O să fiarbă vreo oră. Ia hai, mai pe repede înainte să terminăm cu morcovul ăsta. Dăm deoparte pe tocător. Ardei capia sau ardei gras. Două bucăți. Așa că fuge pătrunjelul. Unde să-l pun? Unde să-l pun? Să stea acolo. Așa, ardeiul la fel. Cubulețe, nici prea mari, nici prea micuțe, prima dată bastonașe și, ia uitați-vă, cam așa, la maxim un centimetru grosime, lungime, o bucată e pătrată, una dreptunghiulară, na, trebuie să fim și noi pe acolo cu dimensiunea, cu grosimea. Ce mai am aici? Rădăcină de pătrunjel și rădăcina asta de pătrunjel va face minuni în gulașul nostru de curcan. Dacă aveți curcan de țară, crescut de voi sau de cineva de încredere, ar fi indicat. Dacă nu, dați Făguțan, cel mai apropiat supermarket, și luați un animal de ăsta, o pulpă de asta, cât o găină întreagă. Hai să trecem și la rădăcina asta de pătrunjel, la fel, cubulețe, ca pe morcov, două cepe mai potrivite, albă, roșie, de care aveți și voi, pasta frumușel pe jumătate, după care fâșiuțe, potrivite, nu trebuie neapărat cubulețe. Și asta la fel, cu cât pui mai multă ceapă, cu atât gulașul va ieși mult mai gustos, așa mai dulceag. Apoi ceapa dă gust. Bun, ia, ce mai avem, ce mai avem? Dacă tot am pătrunjelul ăsta, nu vreau să arunc tijele astea, o să le pun la călit mai devreme și partea verde mai la sfârșit, așa că ia, le tocăm și pe astea mărunt, frumușel, ia uitați-vă, perfect, vor da și astea gust, mamă, un gust demențial, da, suficient, ăsta rămâne aici deoparte, mai am așa patru cartofiori mai măricei, ăstora le vine rândul puțin mai târziu. Așa, ce mai avem de făcut? Uite că avem și carne de tăiat, fac eu rocada, la revedere cu tocătorul ăsta mare, plin cu legume, și vin cu ăsta mai micuț, plin cu carne. Asta e o pulpă de curcan, dezosată și fără piele. O tăiem prima dată fâșiuțe, cam la 2-3 cm grosime. Deci dacă asta e o pulpă, cum arăta tot curcanul? Ia stai așa că, stai așa că nu e așa. Uite că au mai lăsat ăștia și un os pe aici. Scăpăm frumușel de el. Opa, așa mare și o leacă de cărniță. Gata. La revedere. Dăm aici deoparte și continuăm. 1 kg 200 de carne am aici. Bine, dacă nu vreți să folosiți pulpă, mergeți pe piept de curcan sau combinat acolo, pulpă cu piept. Dar pulpița asta e mai grăsuță, așa, o lecuță, și va da gust mai bun preparatului. După ce am tăiat fâșiuțe subțirele, era să zic nu subțirele, mai grosuțe, tăiem frumușel carnea cu obulețe. Cuburi mai degrabă, se va strânge în oală,
la fiert, la perpelit, la prăjit, la călit, la ce o să-i mai facem noi acușica. Imediat urmează să intre la căldură, cum s-ar spune. Încă puțin, încă o bucățică de fapt și cam ăsta fu. Ne ștergem puțin pe mâini, m-am și spălat înainte, da, să nu vă luați de mine, și băgăm oala de fontă în priză, era să zic, în acțiune. O aranjă frumușel aici pe plita asta, pam, pam, mam, grea, dar bună, își face treaba. Așa, focul mediu spre mare să fie, ia să vedem, să potrivim, perfect, gata, ăsta e. Și am aici untură de rață. Păi dacă să folosim ulei, nu-i mai bună unturica asta de rață? Mamă, mamă, o punem frumos aici la încins, cât să punem o lingură mai cu vârf așa. Și acum să te ții mesaje de la toți cunoscătorii. Untură de rață, usturoi la gulaș, niciodată. De ce ai pus untură de rață și usturoi la gulaș? Apoi, da-l dracu, na. S-a topit destul de repede untura, bă, băiatule, și mirosul nu-i ăla de ulei, e miros de untură acolo, vă dați seama că o să iasă ce trebuie. Așa, venim cu ceva chimen, semințe, le punem la călit aici în untura asta prima dată, cât e așa de 3 ori cu astea 3 degete, hai de 4 ori. Mie îmi place foarte, foarte mult chimenul, îl lăsăm să se prăjească un pic, să-și lase aroma în untură, până una alta să căutăm noi o lingură de lemn, să-l plimbăm pe aici. Ia uitați-vă, wow, parfum, mamă! Asta dacă o lasă să răcească, după aia o întinzi pe pâine, îi mai dai niște sare și niște boia afumată, mai pui și o ceapă acolo, o spargi așa cu mâna, gata. Hai să se prăjească și chimenul ăsta mai repejor. Cred că o să grăbesc eu un pic focul, l-am lăsat prea încet de prima dată. Gata, e perfect așa, l-am dat o leacă mai tare. Chimenul, cât să zic, nu lăsăm maxim 30-40 de secunde, da, nu vrem să-l ardem, mai ales că văd că s-a încins destul de multicel și untura. După venim cu bucățile astea de carne. Majoritatea prăjesc mai întâi legumele și după cărdința. Eu vreau mai întâi să sigilez cărnița asta și să-și lase după aia gustul, sucul în preparat. Nu vreau să o fierb, are alt gust. Mă rog, voi procedați cum știți mai bine. Eu vă arăt rețeta mea. Așa, venim frumușel, că iar mă bâlbâi cu cărnița asta aici. S-a încins untura asta și nu vreau să o ard. Gata, perfect. O plimbăm de colo-colo. Ia uitați-vă, mamă, cât de bine arată. Și o lăsăm să se rumenească undeva la 10-15 minute. Sau până se rumenește, nu? Stăm și noi, ne uităm la ea. N-avem ce să-i facem. Vreo 10 minute au trecut. Ia uitați-vă aici. Suntem pe drumul cel bun. Mai lăsăm încă vreo 2 minute maxim. După care adăugăm frumușel toate legumele la grămadă. Începem cu ceapa, cu tijera asta de pătrunjel care fug, se dau de-a dura, de fapt, stânga-dreapta. Morcovul, ardeiul și cam astea fu. Le amestecăm și pe astea aici, le incorporăm cu bucățelele astea de cărniță de curcan, le facem cunoștință, le împrietenim. Ia, gata, și mai lăsăm la călit undeva la 4-5 minute să le înmuiem și pe astea o lecuță. Trântim și o lingură babană de pastă de ardei iute. Ia să vedem, e destul de iute. Bine, pasta o puneți și voi după gust, nu trebuie să vă luați neapărat după mine. Puțină paprika dulce, cât să zic, 2 lingurițe maxim. Și am aici o conservă cu roșii pasate. Bine, puteți pune și roșii întregi, nu-i bai. O turnăm și pasta frumoșel aici. Ia uitați-vă, perfect. La revedere cu conserva. Așa, cimbru, mi-s că ai cimbru proaspăt de data asta. Vreau să am un preparat mai fresh așa. Câteva crenguțe, le împrăștiem și pe asta pe aici. Hai că ar mai merge 2 așa micuțe. Pam, pam, perfect. Dăm la o parte și 3-4 frunze de dafin, foi de dafin, cum le spuneți și voi. Le împrăștiem și pe astea. Ce mai avem de pus? Ce mai avem de pus? Păi, hop, să nu uităm. Piper proaspăt prăjnit, bineînțeles, nu o scăpăm de ăsta niciodată, încă puțin și gata, scuturăm răjnița,
punem frumușel înapoi, mai amestecăm de 2-3 ori să plimbăm bine și roșioarele astea pe aici, paprika dulce și pasta aia de ardei iute. Mamă, ce nebunie o să iasă! Deja miroase a gulaș. Ia, venim frumușel cu apă, undeva la un litru, un litru și jumătate, să vedem cât o să intre. Am aici jumătate de litru. Mai intră jumătate de litru ca popa, îl punem și pe ăsta și ia să vedem, amestecăm și mai intră jumătate de litru. Oricum o să lăsăm undeva la, cât să zic, 60 de minute, 50 de minute la fiert și vă dați seama că o să mai scadă. Deci cam un litru și jumătate de apă. Ia uitați-vă, perfect. Dacă mai fi cazul, mai adăugăm pe parcurs. Amestecăm, mai plimbăm lingura asta prin oală de vreo 2-3 ori. Punem capac și lăsăm la fiert undeva la 60 de minute, cum am spus și mai devreme. În ultimele 20-25 de minute o să adăugăm și cartofiorii. Ăștia sunt cartofi noi, ușurel că spar castroanele. Deci, cum spuneam, ăștia sunt cartofi noi și se vor fierbe mult mai repejor. Între timp, ca să nu mă plictisesc, ia să îi tai eu cubulețe sau cuburi. Acum, formă, grosime, dimensiune, stabiliți și voi. Eu cam așa îi vreau. Ia uitați-vă. Unul mai mic, unul mai mare, dar cât de cât îs egali pe acolo. Bârâbâ. Ia uitați-vă ce am eu aici. Pam, pam. Mamă, ce frumos bolborosește. Nebunie și cât de bine miroase. Mai amestecăm de două ori. Cărnița e suficient de fiartă. Am gustat mai devreme, să fiu sigur. Și în momentul acesta venim frumușel cu cartofiorii. I-am ținut în apă ca să nu oxideze. Îi punem ușor să nu ne stropim, că e destul de fierbinte zeama aia de acolo. Încă o mână. Am aici undeva la un kilogram de cartofi. Deci 1,2 kg de carne, 1 kg și ceva de cartofi. Nu, cred că am fix 1 kg. Am depășit mai mult ca sigur. Ia, ne ștergem puțin pe mâini, îi plimbăm și pe ăștia pe aici, îi incorporăm cu zeama. Ia să vedem, mai avem nevoie de lichid. Eu zic că o lecuță ar mai trebui. În timp ce cartofii vor fierbe, își vor lăsa amidon și se va îngroșa o leacă. Încă puțin, nu multă apă. Gata, perfect, undeva la 200-300 de mililitri. Până la urmă, gulașul trebuie să fie între ciorbă și tocan. Să nu uităm de sare. Acum e momentul cel mai potrivit. Asta, la fel, după gust, nu trebuie să vă luați după mine. Eu, de 3 ori, cu astea, 3 degete și jumătate. De data asta e oala mare, am folosit mai multe degete. Împrăștiem bine și sarea, după care punem frumușel capac și lăsăm la fiert până îs cartofii gata, 100% și carnea va fi fiertă cum trebuie. Mai frige? Mai frige o lecuță. Așa că see you în vreo 20-25 de minute maxim cu o licică asta. Trebuie să pregătesc un castronel. Să pregătesc, să arate bine, să fie frumos. Și cu vreo 2 minute înainte de a opri focul, pam, pam, scăpăm de capac mai întâi și venim opțional cu câțiva căței de usturoi tocați mărunt. Da? V-am spus, opțional, să nu vă luați de mine că pun usturoi în gulaș. Nu mai zic nimic. Ia, îl turnăm și pe asta frumușel aici. Pam, pam, cu degetul, că nu mai știu unde am. Lingura era la botul calului. Împrăștiem frumușel și usturoiul. Cartofiorii sunt destul de fierți. Avem destulă zeamă în gulașul ăsta. Perfect. Wow. Cum și-a schimbat mirosul de la usturoi. În bine, bineînțeles, că în bine, doar nu era să schimbe mirosul în rău. Așa. Păi, am spus, lăsăm maxim 2 minute, dar la cât e de încinsă oala asta, zeama, eu zic că putem lăsa și așa 30-40 de secunde maxim. După care venim cu niscai pătrunjel, verde, tocat mărunt, să-i dăm puțină culoare. Ia uitați-vă, perfect, mamă. Ce frumusețe de gulaș am aici. Îl împrăștiem și pe ăsta să fie în toată oala și cam ăsta a fost gulașul. Păi, cât bei o bere, dai două telefoane, ai făcut și mâncărica asta demențială. Dăm frumos așa cu ea într-o parte, așa că
am lăsat ochiul aprins în partea cealaltă și, cum spuneam, murături. Dacă mai țineți minte rețeta de murături de vară, astea îs. Și au ieșit într-un mare fel, nu glumă. Scoatem câteva în castron, prima dată să scap eu de mărarul ăsta uscat. Ia, castraveciori, câțiva aici, morcov, mamă cât de bine miros și astea, varza murată, sper să dau de ea de varza roșie, dar uitați-vă ce frumos au colorat, o să tai un castravecior de ăsta imediat să îl vedeți. Mamă, varza asta roșie e demențială. O scoatem și pe dânsa, punem frumosel aici, încă un morcov, doi, încă un castravecior și ăsta e castronelul cu murături. Wow, stai să gust din varza asta, e bucata cam mare și nu mai vreau să tai. Crocantă. O nebunie și ce gust demențial. Ia să vedem. Ia uitați-vă la castraveciorul ăsta. Bă, băiatul, e gol pe dinăuntru, dar nu contează. Ce culoare frumoasă are de la varză. Și ce gust. Mama, astea sunt mai bune ca alea de iarnă. Gata. Dăm deoparte. Mai mâncă și cu gulaș. La revedere. Pam, pam. Ștergem puțin tocătorul și venim cu un castronel. Bine. Îl aranjăm și pe ăsta pe un tocător de lemn, așa. Să dea bine, nu de alta. Gata. Perfect. Și să-l umplem. Ia. Venim frumușel cu ulicica asta înapoi, lângă pe tocătorul. O să am nevoie de un polonic. Un polonic. Gata. Îl găsiși. Adunăm frumos de aici. Wow. Ce parfum și ce frumusețe. Nu vreau să dau pe lângă, nu vreau să murdăresc nimic. Sper să reușesc. N-am reușit, dar mă rog, asta e. Șterg eu după. Ia încă un polonic. Să mai luăm și niște scai cartofiori. Pe aici. Tudum, tudum. Fac praf. Până la urmă, e mai ușor să iau castronul. Asta o să fac la botul calului, să nu mă mai chinui. Pun frumușel aici, să nu mai dau stânga, dreapta. Mamă, ia să mai pun, să nu mai pun. Gata, suficient. Apoi, dacă mâncăm castronul ăsta, ho-ho, nu mai avem nevoie de mâncare două zile. Și să nu uităm, parcă merge o leacă de pâinică. Pune și pasta pe aici. Zup, zup, o aranjăm cum putem, cum ne vine și nouă la mână. Mai punem două, trei feliuțe pe aici, le desfacem să dea mai binișor. Murăturile, bineînțeles, ia uitați-le, perfect aici. Încă o leacă de pătrunjel, dar imediat vin cu pătrunjelul. Înainte de pătrunjel vin eu cu puțin ardei iute. Să-i dăm așa puțină culoare preparatului. Ia, priviți cât de bine arată, cu mai multă verdeață așa. Puțin pătrunjel, mai împrăștiem stânga, dreapta și cam ăsta fu. Hai, să fim serioși. Uitați-vă cum arată. Nu îmi spuneți că nu vă plouă în gură. Tădădădăm, tădăm, n-am ce să mai învârt la tocătorul ăsta. Așa rămâne. Așa rămâne, așa rămâne, dar să vedem cum rămâne. Ia, pun și eu frumușel în castronel. Gata, gata, deocamdată îi gata. Vin cu el aici, pam, pam. Oala, oala, oala. Oala, 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 nu mă știu, era o melodie, nu era. Mă rog, ceva. Dăm frumos. O lingură. Pâine am aici, asta e perfectă. Și să vedem, să gustăm. Prima dată înmuiem așa o bucățică de pâine în zeamă. Așa se gustă mâncarea. Fierbinte, dar mai trebuie ceva sare. Puțin așa, nu multă. Mai amestecăm și mai gustăm o dată. Altă treabă cu sarea. Mamă, și cât de bine se simte chimenul. Pătrunjelul ăsta verde face minuni.
usturoiul, nu mai zic. Cârnița. Efectiv, se topește în gură. Și cu murătura. În gură. Un preparat. Demn. Depus pe farfurie. Când ai poftă. Sau demn depus pe masă când ai poftă. Nu vă mai rețin. Wow. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Arvunescu în bucătărie. Cu nebunia asta de gulaș. Parcă e mai bun decât ăla de vită. Nu s-a lăsat, l-a răcit. Mamă, dar ce poftă aveam.